Școala numărul 6 din Giurgiu se mândrește cu un grup folcloric intitulat Românașu, format din 20 de elevi care nu de mult s-au întors de la Festivalul Școlilor din Italia cu premiul întâi și distinția președintelui Italiei. Au primit sprijin din partea Consiliului Județean, în timp ce costumele populare le-au împrumutat de unde au putut. Acum elevii trebuie să se deplaseze în Antalya, la un alt festival de profil, dar nu au nici costume și nici măcar bani pentru achitarea taxei de participare în valoare de 337 de euro. Lipsiți de soluții, o parte din membrii grupului Românașu au plecat cu cutia milei prin oraș în speranța că vor sensibiliza autoritățile. Au ajuns și la sediul PSD, unde timizi și-au spus oful în fața jurnaliștilor. Și unde trebuie să participați acum? În Antalya și în Praga. Când? Antalya între 27 și 1 septembrie. 27 august, 1 septembrie și Praga 5, 8 noiembrie. Ce sumă va trebui? Păi, în Antalya 337 de euro și în persoană sau taxa de participare? Și pentru Praga pentru 150 de euro. Elevii spun că înainte de festivalul din Italia s-au adresat cu o cerere de finanțare și Consiliului Local Giurgiu, care i-a refuzat, spun ei, din lipsă de fonduri. Acum, membrii grupului Românașu de la școala 6 stau cu mâna întinsă, pentru că își doresc prea mult să reprezinte cu brio orașul și județul Giurgiu peste hotare. O reacție pozitivă a venit însă din partea purtătorului de cuvânt al PSD, Răzvan Cuc, cel care a promis că va merge la primărie cu o solicitare pentru ca acești copii să beneficieze de sprijinul de care au nevoie. Până atunci, cutia milei rămâne deschisă.